Mult așteptatul proiect al Teatrului în Aer Liber a fost inaugurat de curând pe lacul din Gheorgheni, activitatea dovedindu-se a fi un real succes. Proiectul constă în realizarea unei scene plutitoare din peturi, fiind prima scenă de acest gen din lume. Împărțit în două etape, proiectul a ajuns deocamdată doar la primul stadiu, acela de a finaliza scena, urmând ca în luna următoare să fie gata și pavilionul. Așa că am hotărât că imediat după această inaugurare, de luni chiar, să începem demersurile pentru a atrage resursele financiare necesare finalizării și completării proiectului, dacă vreți noastră, așezând și acel pavilion parametric care e de asemenea unic în lume. Realizat la inițiativa unor studenți de la arhitectură, Teatrul Plutitor a fost construit pentru a sprijini evenimentele culturale din Cluj, urmând ca de-a lungul verii aici să se desfășoare diverse activități culturale, precum teatru, balet sau operetă. Se pare ideea unui teatru din peturi? Mi se pare sustenabilă, n-am mai văzut așa ceva înainte. Noi venim din Germania, am venit să vizităm Clujul și n-am văzut parcul ăsta înainte și veniam din Iulius și ni s-a părut foarte inovativă ideea. Dar nu știam nimica de proiect. O idee super faină. Mă așteptam să văd așa ceva în România pentru că lumea se pare că evoluează foarte mult, tinerii vor mai mult în România. Mi se pare o idee într-adevăr constructivă, pentru că noi cu toții aruncăm zi de zi sute, mii, milioane de peturi și după cum vedem, am putea să facem într-adevăr ceva constructiv cu ele și sunt sigură că mai sunt și multe alte idei pe care le-am putea pune în practică cu aceste peturi și alte materiale reciclabile. Alcătuită din 70.000 de peturi, scena verde a generat un impact ecologic pozitiv, clujenii fiind receptivi la această inițiativă de a colecta selectiv.